29 februarie. Bonus. Deoarece ai fost un copil cu minte și atent, îți ofer bonus această povestire. Până azi nu ți-am spus cum am ajuns eu să-L cunosc pe Dumnezeu. Acum însă aș vrea să spun câteva lucruri din viața mea pe care le consider utile pentru tine. Și eu am fost copil. Mă crezi? N-am fost întotdeauna mare. Atunci când eram mic, eram mult mai neștiutor ca tine. Voi, copiii de astăzi, aveți internet. Noi nu aveam nici televizor. Când a apărut televizorul la noi pe stradă, oamenii ieșeau la poartă și ziceau că e de la cel necurat. Nu voiam să fiu prieten cu Satan, dar eram așa de curios să-l văd măcar o dată. Și uite așa, tot gândindu-mă la el și la faptul că aș putea să-l văd, am intrat pentru prima dată în casa cu televizor. Am văzut o cutie în care se plimbau o mulțime de oameni și făceau tot felul de posne. Nu puteam înțelege cum încap toți în cutia aceea. Am plecat acasă oarecum împlinit, că am văzut și eu despre ce este vorba, dar curiozitatea mea crescu. Eram un copil curios din fire, ca toți copiii de altfel. Îmi amintesc de vremea când eram mai mic și sora mea primea tot felul de păpuși. Nu eram mulțumit cu ce se vedea în exterior, așa că mă ascundeam sub pat, unde le operam pentru a vedea ce este înăuntru. Îi ziceam mamei mele că mă fac chirurg. De fapt, eram curios să aflu cât mai multe secrete ale creației. Doream să știu cum sunt eu în interior. Mai ales eram curios cu privire la diferențele dintre fete și băieți. Nu puteam să înțeleg de ce suntem diferiți. Curiozitățile mă sâcâiau zilnic și în ce privește televizorul. Voiam să-l văd înăuntru, să mă plimb printre oamenii din el. Trăiam într-o lume care se cerea descoperită de mine și uite așa, am mers și a doua oară la televizor. Problema nu era neapărat legată de televizor, cât de faptul că mă simțeam vinovat pentru colaborarea mea cu Satan. Îmi doream mult să fiu prieten cu Dumnezeu, cum a fost și Enoch. Doream să fiu cu minte ca Iosif. Eram dornic să aduc o jertfă bună ca Abel și nu-mi era frică să fiu ucis de Cain. Îmi doream să fiu Abel cu orice risc, dar nu puteam să nu mă duc la televizor. Ajunsesem să stau ore întregi în fața micului ecran și setea de a umbla în cutia aceea nu-mi dispărea. Față de Dumnezeu mă simțeam tot mai vinovat și deveneam tot mai sigur că El mă urăște. Am mai crescut și sunt sigur că și tu vei crește. Am înțeles mai multe despre undele TV și nu mai aveam aceeași curiozitate, dar ecranul îmi devenise idol. Mergeam la toate cinematografele să văd filme și sentimentul vinovăției mă înstrăina tot mai mult de Dumnezeu. Îmi era teamă de El. Credeam că mă va duce în iad. Din cauza aceasta nu l-am mai putut iubi. Făcusem tot ce se putea face ca să-i fiu pe plac, dar toate ieșeau rău, așa că m-am îndepărtat de Dumnezeu și am căutat prieteni care să mă accepte așa cum sunt. Nu i-am găsit. Prietenii îmi cereau să fumez sau să merg cu ei la furat. Îmi cereau să mă fac și mai rău decât eram. Nu acceptau ceva mai bun decât ei. Nu aveau încredere în mine. Ziceau că-i voi părâ. Așa am ajuns un singuratic. Nici cu Dumnezeu, dar nici cu prieteni. Eram doar eu și ecranul. Când vei fi adolescent, vei vedea ce trist este să nu ai prieteni. Eu nu mai suportam să fiu singur. Dumnezeu rânduise o nuntă în casa unor prieteni de-ai familiei noastre. Îmi veni un gând. Ce-ar fi să învăț o poezie și să o spun la nuntă? Făcusem așadar o surpriză plăcută miresei și celorlalți prieteni din biserică. Așa a venit salvarea mea. Dacă nu s-ar fi întâmplat acest lucru, prietenii mi-ar fi fost călăuze
spre drumul închisorii. Nu mi-ajunge timpul să-ți explic toate motivele pentru care cred că aș fi ajuns rău de tot. Ți-am spus însă povestea mea pentru a-ți lămuri și a te asigura de câteva lucruri. Fii foarte atent! Nu-i adevărat că Dumnezeu nu te mai iubește când faci rele. Dimpotrivă, El suferă din cauza relelor tale pentru că știe cât rău îți aduc. El face totul să te salveze. Orice rău vei săvârși, ține minte acest lucru. El te așteaptă să te întorci și te va ajuta pentru că te iubește. Ești creația Lui. Ești făcut după chipul Lui. 2. Curiozitatea e un dar divin. Ea creează exploratori. Marile descoperiri îi se datorează. Totuși, ea este folosită de Satan în scop destructiv. Trebuie să fii atent. 3. Orice greșeală vei face și în orice cursă te vor atrage prietenii. Chiar dacă îți vor distruge frumusețea și te vor desfigura scandalurile, drogurile sau orice alte păcate, dacă vei ajunge în închisoare, să știi, vei rămâne copilul meu. Nimic și nimeni nu va putea schimba asta. Nu va fi rușine să te ajut să refaci în tine chipul lui Dumnezeu, chiar dacă voi fi batjocorit de toți oamenii. 4. Niciodată nu mă vei putea convinge să te ajut în ceva ce știu sigur că nu-ți face bine și nu ajută la salvarea ta. Nu te voi scoate din închisoare. Nu, asta nu voi face. Dar dacă voi putea, voi veni cu tine în închisoare. Acesta este modelul pe care îl am. Așa e Dumnezeu. 5. Nu uita niciodată. Dumnezeu te iubește și eu de asemenea. Somn ușor, copile!